Presa liberă trecere. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Presa liberă trecere. În ediția de astăzi vă invit să aflăm împreună de la invitatul nostru, de la domnul comisar Alin Oprea, șeful biroului rutier din cadrul Poliției Municipale Râmnicu Sărat, care sunt noile reguli și sancțiuni rutiere. Ce nereguli au mai fost constatate în traficul din municipiul Râmnicu Sărat, dar și ce evenimente au fost înregistrate în comunele limitrofe Râmnicului. De asemenea, vom primi și câteva recomandări foarte importante în drumul către școală, drumul părinților, cei care se deplasează cu autoturismele. Vom afla care este și situația înregistrată de la începutul anului și până în prezent la Râmnicu Sărat. Îi mulțumim pentru prezență. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Înainte de a intra noi în subiectul discuției, vreau să ne spuneți dacă a fost o perioadă liniștită la Râmnicu Sărat de la începutul acestui an până în prezent, dacă ne-am confruntat cu evenimente deosebite în trafic, dacă au fost evenimente majore. În primele 10 luni ale anului 2019 și cele câteva zile care s-au scurs din luna noiembrie, pe raza municipiului Râmnicu Sărat nu au avut loc evenimente rutiere de impact deosebit. S-au înregistrat câteva evenimente în urma cărora au rezultat persoane rănite grav și 3 evenimente rutiere în care au rezultat decesul unor persoane. Însă aceste evenimente rutiere nu au avut drept cauze ulterioare blocarea căilor rutiere, doar prin faptul că au fost persoane rănite grav și acele 3 persoane decedate, tocmai prin acest lucru ele sunt catalogate ca și evenimente rutiere, ca și accidente grave de circulație. În ce puncte ale municipiului Râmnicu Sărat au fost înregistrate? Pe artere diferite? Discutăm de aceleași zone? Nu discutăm de anumite puncte sau de anumite zone din municipiul Râmnicu Sărat unde s-au produs aceste evenimente rutiere. Avem o trecere pentru pietoni de la intrarea municipiului Râmnicu Sărat de la sensul giratoriu în intersecția unde este cunoscută sub denumirea de Bolta Rece și a mai fost un eveniment în pe raza municipiului în urma căruia a rezultat decesul unei persoane. De acestea sunt cele 3 puncte unde au avut loc accidente în urma cărora au rezultat decese. Iar celelalte evenimente rutiere, soldate cu răniți grav, au avut loc pe raza întregului municipiu. Nu avem anumite străzi sau anumite intersecții unde să fie crescut riscul rutier. Putem vorbi de anumite cauze? Da, din aceste accidente care au avut loc pe raza municipiului Râmnicu Sărat, am concluzionat că în primele 10 luni ale anului 2019, în mediul urban, cauzele generatoare de producere ale evenimentelor rutiere le-au reprezentat nerespectarea prevederilor legale privind acordarea priorității de trecere altor vehicule care aveau acest drept și acordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea drumului pe marcajele pietonale sau pe acele zone unde aveau dreptul să traverseze strada în mod neregulamentar. Așadar, neacordarea priorității de trecere persoanelor sau vehiculor care aveau drept, această cauză a reprezentat principalul indicator de producere al evenimentelor rutiere. În urma acestor situații ați intervenit mai intens în zonele respective? Ați luat alte măsuri? Pentru prevenirea unor astfel de evenimente rutiere, având drept cauză neacordarea priorității, pe raza municipiului Râmnicu Sărat au fost inițiate activități preventive, ocazie cu care colegii cu atribuții pe linie rutieră, atât colegii de la biroul rutier, cât și colegii de la structura de ordine publică, au acționat în punctele unde au avut loc aceste evenimente rutiere, tocmai pentru a descuraja conducătorii auto pentru a-i descuraja să ne socotească prevederile legale și tocmai pentru a respecta normele rutiere, astfel încât în acele intersecții sau în acele zone să nu mai se producă evenimente rutiere. Și tot în acest sens am acționat atât pentru impunerea legii, ocazie cu care de la începutul anului și până în prezent,
Pentru neacordarea priorității de trecere altor vehicule au fost reținute peste 160 de permise de conducere, iar pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, peste 190 de permise de conducere. Vreau să ne vorbiți puțin, domnule comisar, despre noile reglementări. De la 12 octombrie nu avem voie cu telefonul la volan. Mai precis, nu avem voie să folosim mâinile în timp ce ne aflăm în trafic, în timp ce autoturismul se deplasează. Este aflat în mișcare. Începând cu data de 12 octombrie, legiuitorul a modificat prevederile ordonanței 195 în ceea ce privește circulația pe drumurile publice și a statuat că este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când conducem autovehiculele, iar atunci când această abatere este săvârșită de sine stătătoare, codul rutier prevede o sancțiune contravențională cu amendă între 6 și 8 puncte și 2 puncte de penalitate, iar conducătorul auto are posibilitatea să achite jumătate din minim amenzi în 15 zile de la momentul de când intră în posesia procesului verbal, iar atunci când această abatere este săvârșită concomitent cu alta abatere la normă rutieră, polițistul rutier trebuie să aplice o sancțiune contravențională, o amendă cuprinsă între 4 și 5 puncte amendă și se reține permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta este modificarea codului rutier. În primul caz a fost mărit cuantumul amenzii, iar în cel de-al doilea caz, atunci când contravenția este săvârșită concomitent cu alta abatere la o normă rutieră, polițistul rutier are obligația atât de a sancționa conducătorul auto, dar și de a dispune măsura tehnico-administrativă de reținere a permisului de conducere. Prin această prevedere se speră ca numărul evenimentelor rutiere produse de către conducători auto care au alte preocupări la volanul vehiculelor decât atenția pe care trebuie să o manifeste în conducere, să fie diminuat numărul evenimentelor rutiere soldat atât cu pagube materiale, dar mai ales cu victime omenești. Tocmai prin faptul că s-a instituit această măsură tehnico-administrativă de reținere a permisului de conducere, sperăm ca cea mai mare parte a conducătorilor auto să fie atenți la bunul mers al vehiculului și să nu mai manifeste alte preocupări în timp ce se află la volan. Era mai mult decât necesară o astfel de măsură. De când a intrat în vigoare noua reglementare, care este situația înregistrată la Râmnicu Sărat, municipiul Râmnicu Sărat, în comunele limitrofe? La început ați acordat avertisment, ați trecut direct la sancțiune? A fost o perioadă în care, anterior date de 12 octombrie, când colegii polițiști au adus la cunoștință participanților la trafic faptul că va intra în vigoare această prevedere legală, iar odată cu intrarea acesteia în vigoare, când au fost constatate încălcări ale normelor legale, colegii mei nu au avut decât să aplice sancțiunea contravențională și să rețină permisul de conducere conducătorului de vehicul care a nerespectat aceste prevederi. Sunt mulți la număr râmnicenii care, sau conducătorii auto care tranzitează municipiul Râmnicu Sărat, care încă mai practică. Astfel de abatere au fost constatate atât în rândul participanților la trafic ce sunt din municipiul Râmnicu Sărat sau din zonele adiacente municipiului, dar și în trafic. Privire la număr, nu putem face o apreciere că sunt mulți sau sunt puțini, pentru că este o prevedere nouă și nu avem ca și model de reprezentativitate o anumită pondere a nerespectării prevederilor legale. Sperăm totuși că prin prezența activă a colegilor în teren, a celor care au atribuții pe linie rutieră, conducătorii auto să fie descurajați, și sunt sigur că atenția lor va fi îndreptată către deplasarea pe drumurile publice și nu vor mai avea atenția distrasă de către aceste dispozitive electronice. Clar, și este o măsură dorită de foarte mulți participanți la trafic, o măsură adoptată tocmai pentru a descuraja această practică, da, pentru a reduce numărul accidentelor. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, cele mai periculoase erau acele transmisiuni prin care conducătorii auto transmiteau live deplasarea pe anumite sectoare de drum, iar atenția lor era îndreptată către telefonul mobil, nu era îndreptată către
drum, către indicatoarele rutiere, către restricțiile care erau în zonă și au fost foarte multe evenimente rutiere în țară, în zona noastră, din fericire, nu am avut. Destul de multe evenimente în țară când urmările au fost devastatoare. S-au soldat foarte multe evenimente rutiere cu decesul conducătorilor auto, tocmai pe această neatenție, nesăbuință și nesocotirea prevederilor legale. Și acest lucru în cazul conducătorilor auto, dar și pietonii fac marea greșeală de a traversa, de a nu se asigura fiind captați de ecranul telefonului. Da, cum spuneam și în emisiunile anterioare la invitația dumneavoastră, spuneam că și pietonii au obligația de a se asigura la momentul când traversează drumurile publice, inclusiv pe trecerile pentru pietoni. Au obligația de a se asigura atunci când traversează strada pe trecerile pentru pietoni, pentru a traversa în condiții de siguranță, pentru că există o situație, pot exista situații clare în teren în care un conducător de vehicul nu mai poate opri în condiții de siguranță pentru a-i acorda prioritatea să traverseze pe trecerea de pietoni și când traversează, și când se deplasează cu viteză legală în localitate. Dacă pietonul se repede și traversează strada pe trecerea pentru pietoni, că el știe că aceea e trecere pentru pietoni și că are dreptul să traverseze, aia într-adevăr are dreptul să traverseze, dar după ce se asigură unde sunt semafoare electrice pentru pietoni, atunci când apare culoarea verde, conducătorul auto vede că se schimbă culoarea, semnificația culorii semaforului și are posibilitatea fizică să oprească astfel încât să-i asigure prioritatea de trecere pietonului. Momentul în care această măsură a intrat în vigoare, data de 12 octombrie, mulți conducători auto se întrebau ce se va întâmpla în situația în care sunt la semafor. Folosesc sau nu folosesc aceste dispozitive? Telefonul, tableta? Prevederile legale se referă la faptul când vehiculul se află în mișcare. Când vehiculul este în mișcare, că se deplasează cu viteză mai mică, se deplasează cu viteză mai mare, se află în mișcare, riscă, în condițiile în care este identificat de un polițist cu atribuții pe linie rutieră, să suporte consecințele legale. Dacă se vârșește o contravenție de destină stătătoare, doar telefonie, să fie sancționat cu amendă și să îi se aplice și totodată două puncte de penalitate, iar dacă această contravenție este săvârșită concomitent cu alta abatere la normă rutieră, măsura care polițistul rutier este obligat să o dispune este o sancțiune contravențională și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru că am discutat mai devreme de pietoni, sunt mai atenți sau dovedit a deveni mai atenți în ultima perioadă, în urma discuțiilor purtate cu dumneavoastră, în urma acțiunilor preventive organizate de biroul rutier? Putem spune că indisciplina pietonilor pe raza municipiului Râmnicu Sărat a fost mult diminuată, pentru că în anii anteriori, anului 2019, indisciplina pietonală reprezenta cauza principală de producere a evenimentelor rutiere. Și tocmai datorită acțiunilor preventive, dar și de impunerea legii pe care noi le-am instituit pe raza municipiului Râmnicu Sărat, am reușit ca în mediul urban să diminuăm foarte mult numărul accidentelor rutiere care s-au produs ca urmare a indisciplinei pietonilor. Într-adevăr, sunt în continuare suficiente cazuri în care pietonii riscă și se angajează în traversarea drumului neregulamentar. Unii dintre ei, atunci când traversează și în apropiere sunt polițiști, sunt sancționați, dar nu putem pune un polițist la fiecare colț de intersecție. Sunt lucruri pe care ei și le asumă, este un risc asumat și acest risc pe care și-l asumă poate genera producerea unui eveniment rutier. Vreau să discutăm despre un alt aspect sensibil. Am discutat și în trecut despre acest lucru. Cum stau lucrurile la portul centrului de siguranță? Să știți că în ultima perioadă conducătorii auto au format deja o deprindere prin care realizează că portul centurii de siguranță îi ajută în prevenirea unor eventuale evenimente rutiere și nu numai. Și faptul că dacă sunt identificați pe drumurile publice conducând vehicule fără portul centurii de siguranță, se supun riscului de a fi sancționați de către polițiștii rutieri. Și tocmai aceste lucruri au condus la faptul că tot mai mulți conducători auto obișnuiesc atunci când urcă în habitaclul vehiculului să se asigure cu centura de siguranță.
Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii rutieri în ultimii ani este în scădere de la an la an, tocmai că șoferii s-au obișnuit să poarte centura de siguranță. La început apăreau replici că doar ce am urcat și că opresc la două străzi un pic mai departe, că opresc la magazin. Acum șoferii se obișnuiesc, conducătorii auto se obișnuiesc și când au urcat în habitaclu, se asigură cu centura de siguranță. Deja a devenit o obișnuință pentru mulți. Pentru foarte mulți conducători de vehicule și pentru foarte mulți pasageri, obișnuința portului centurii de siguranță a intrat în uz. Mai sunt și cazuri în care conducătorii auto sau pasagerii uită sau refuză să poarte centura de siguranță, dar în aceste cazuri sunt sute de cazuri. Polițiștii rutieri de la biroul rutier au aplicat sute de amenzi conducătorilor de vehicule sau pasagerilor tocmai pentru neportul centurii. Dar nu trebuie să generalizăm, marea parte a conducătorilor de vehicule și a pasagerilor poartă centurile de siguranță. Deci nu mai este un subiect de actualitate, dar îl reamintim de fiecare dată când avem ocazia, pentru că este normal. Da, din punctul meu de vedere nu reprezintă o încălcare destul de frecventă a codului rutier, pentru că a intrat în obișnuința oamenilor să poarte centura de siguranță, reprezintă o măsură de prevedere, o măsură de siguranță în cazul producerii unor evenimente rutiere. Deci, dacă sunteți de acord, vreau să le reamintim un alt lucru, cât de important este să fim odihniți atunci când ne urcăm la volan. Oboseala la volan, somnul, sunt foarte multe accidente, chiar dacă nu în municipiul Râmnicu-Sărat sau în zona pe care o aveți dumneavoastră în responsabilitate, dar sunt foarte multe accidente rutiere care se înregistrează din această cauză. Așa este, neatenția și oboseala la volan produce evenimente rutiere și de cele mai multe ori cu efecte devastatoare. Pe raza municipiului nu am avut anul acesta un eveniment rutier care să se producă ca urmare a oboselei conducătorului auto. În schimb, pe sectorul de drum european sunt sigur că s-au produs evenimente rutiere ca urmare a faptului că acei conducători auto erau obosiți. De aceea adresez recomandarea tuturor participanților la trafic ca deplasările să le facă atunci când sunt în deplinătatea exercitării acestei îndeletniciri, acestui atribut de a conduce autovehicule, pentru că o clipă neatenție poate produce evenimente rutiere, atât cu pagube materiale, cât și cu victime. Vedem din comunicatele de presă transmise periodic de biroul din cadrul IPJ Buzău, vedem că aveți foarte multe acțiuni preventive, razii, discuții tematice cu toți participanții la trafic. Alcoolul mai reprezintă o cauză a producerii evenimentelor rutiere? Da, rolul instituției Poliției Române este de a preveni producerea faptelor de natură antisocială. În ceea ce privește activitățile pe linie rutieră, atributul principal al structurii rutiere este de a preveni implicarea tuturor categoriilor de persoane de a fi victime ale accidentelor de circulație. În ceea ce privește consumul de alcool, din analiza primelor 10 luni, evenimentelor produse în primele 10 luni ale anului 2019, pe raza municipiului Râmnicu-Sărat nu a reprezentat o cauză generatoare de evenimente rutiere. În schimb, din analiza evenimentelor rutiere ce s-au produs pe raza secțiilor arondate Poliției Municipale Râmnicu-Sărat, a rezultat că în cazul conducătorilor de căruțe, în cazul conducătorilor de biciclete și totodată în cazul pietonilor, toate aceste trei categorii de participanți la trafic, aflați sub influența băuturilor alcoolice, a reprezentat cauza generatoare de producere a evenimentelor rutiere. Pentru noi a reprezentat o surpriză neplăcută, de altfel, în care pietonii, bicicliștii și căruțașii au fost cei care au generat evenimentele rutiere. Anii anteriori, pe raza comunelor, pietonii nu reprezentau cauza principală generatoare de accidente rutiere. Poate o reprezenta indisciplina bicicliștilor și a căruțașilor toamna, primăvara, dar în cursul anului trecut și în cursul acestui an, indisciplina pietonilor, bicicliștilor și a căruțașilor
a reprezentat cauza generatoare de producere a accidentelor rutiere și de cele mai multe ori aceștia se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Din acest motiv, în cursul anului 2019, la inițiativa biroului rutier, pe raza municipiului Râmnicu Sărat și pe raza secțiilor arondate s-au desfășurat două planuri de măsuri, două activități pe două perioade mai îndelungate de timp, în care colegii cu atribuții pe linie rutieră, atât polițiștii de pe raza municipiului, cât și polițiștii de pe raza comunelor arondate, au acționat atât preventiv, cât și cu rol de impunere a legii, în rândul acestor trei participanți la trafic. Putem spune că pe perioada de derulare a acestor activități am reușit diminuarea numărului de accidente rutiere în care aceștia au fost implicați. Dar pentru buna desfășurare a activităților structurii de poliție trebuie să ne axăm pe multe linii, pe multe linii de activitate. Colegii de la secțiile arondate au avut și alte atribuții, dar aceste activități de prevenire și de impunere a legii vor fi repetate și în cursul anului viitor, cu siguranță. Deci, în mediul rural, pietonii au fost cei care v-au dat bătăi de cap. Surprinzător și din nefericire, da, indisciplina pietonilor a reprezentat o cauză generatoare de accidente rutiere. A reprezentat o cauză care a dus și la urmări tragice. Au fost evenimente rutiere în care indisciplina pietonilor a dus la decesul acestora atunci când se deplasau neregulamentar pe drumurile publice sau s-au angajat în traversarea drumurilor prin locuri neregulamentare. Din punctul nostru de vedere, în cazul tinerilor din municipiul Râmnicu Sărat, să facem referire și la adolescenții din mediul rural posesori de permis de conducere. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă? Pe raza municipiului Râmnicu Sărat? Da, să le luăm în ordine. Pe raza municipiului Râmnicu Sărat, să știți că nu am avut evenimente rutiere soldate cu victime în care tinerii din municipiul Râmnicu Sărat să fie cei implicați. Nu mi-aduc aminte ca aceștia să reprezinte o cauză generatoare. Poate în cursul anului 2019 o fi fost unul, două evenimente rutiere în care persoane tinere să fie implicate în accidente rutiere, însă nu din rândul elevilor de la liceele din municipiul Râmnicu Sărat aceștia să fi produs evenimente rutiere. Colegii de la structura rutieră, dar și colegii de la ordine publică, polițiștii de proximitate, au obligații și în atribuții în fișa postului să meargă lunar la unitățile de învățământ, ocazie cu care prezintă elevilor tocmai cazuri în care tineri au fost implicați în evenimente rutiere, dar totodată adresează și recomandări cu privire la deplasarea pe drumurile publice, deplasarea în calitate de pietoni, bicicliști, căruțași, iar cei care posedă permise de conducere în calitatea de conducători auto. Și tocmai datorită activităților preventive realizate de către toți colegii mei, aceste activități preventive au condus la diminuarea evenimentelor rutiere cu implicarea tinerilor. Se întâmplă să primiți sesizări la biroul pe care îl coordonați, cum că aceștia sunt foarte zgomotoși la volan? Nu am avut sesizări din partea cetățenilor cu privire la un comportament agresiv în trafic al tinerilor sau cu privire la ambalarea motoarelor vehiculelor astfel încât să producă un disconfort. E posibil ca uneori, după lăsarea serii, să se mai audă, dar de fiecare dată când colegii care au lucrat schimbul 3 sau cum au, depinde la ce interval oral s-a produs acest eveniment rutier sau s-a produs acest disconfort, colegii au acționat și atunci când i-au identificat în trafic, au aplicat prevederile legale. Iar în secțiile arondate, secțiile din mediul rural, lucrurile stau diferit de ceea ce se întâmplă aici în Râmnicu Sărat? Nu avem pe raza comunelor arondate situații în care tinerii se adune în anumite puncte și
tinerii din comunele învecinate cred că preferă să vină pe raza municipiului Râmnicu Sărat, unde își rezolvă problemele, merg la școală, iar după terminarea orelor de curs, cred că se retrag, nu cred că îi prinde seara pentru a fi angrenați în astfel de activități. Monitorizați traficul în zona anumitor unități de învățământ din Râmnicu Sărat. O unitate foarte importantă monitorizată de dumneavoastră este școala gimnazială Vasile Cristoforanu de pe DN285. Cred că și liceele sunt tot în subordinea dumneavoastră. Da, la începutul anului, la începutul fiecărui an școlar, unitățile școlare sunt repartizate structurilor poliției, atât Poliția Națională, cât și Poliția Locală. Noi, structura rutieră, acționăm pe sectorul de drum DN285 în zona școlii generale numărul 5. Iar colegii de la ordine publică acționează în zona celorlaltor unități școlare, că sunt licee sau sunt școli generale, iar poliția locală acționează în zona școlii generale numărul 1. Putem spune că nu s-au înregistrat evenimente în zona unităților școlare. În schimb, așa cum vedem cu toții, la orele dimineții când încep cursurile, în zona anumitor unități școlare, traficul este mai aglomerat. În schimb, acesta se desfășoară în condiții de aglomerare, nu există blocaje în trafic. Și cu această ocazie fac apel la toți conducătorii auto să manifeste înțelepciune, să manifeste răbdare în trafic, astfel încât să nu apară situații ce pot genera stări de conflicte. Totodată, în zona unităților școlare, adresez în primul rând recomandarea conducătorilor auto, dacă este obligatoriu să oprească pentru a discuta cu profesorii sau pentru a ajuta copilul să ducă anumite materiale didactice la clasă, să oprească doar în condiții de legalitate. Pentru că polițiștii cu atribuții rutiere au atributul nu numai de a asigura fluența traficului rutier, dar au și obligația de a aplica sancțiuni contravenționale atunci când constată încălcări ale normelor legale. Nu putem face derogare de la prevederile legale sau o derogare de la lege, să permitem anumite persoane să oprească în condiții ilegale pentru a însoți copilul la școală să ducă anumite materiale școlare sau pentru a merge să discute cu un profesor anumite probleme. Trebuie să discute sau să intre în școală, trebuie să oprească în condiții de legalitate, apoi merge și rezolvă problemele. Ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă ar proceda într-o asemenea manieră mai mulți părinți. Și prezența dumneavoastră în imediat apropierea unităților de învățământ este absolut necesară. Simplu fapt că un echipaj este prezent acolo potolește spiritele. Acesta este și rolul nostru pentru la acele ore ale dimineții. În primul rând să asigurăm un climat de ordine și siguranță publică, să asigurăm o fluență a traficului rutier și atunci când constatăm încălcări ale normelor legale, suntem obligați prin natura meseriei să aplicăm prevederile legale. Tocmai de aceea conducătorii auto trebuie să înțeleagă că atât în zona școlii generale numărul 5, cât și în zona liceilor, cât și în zona școlii generale numărul 1, sunt anumite zone, anumite locații unde opririle sunt nelegale, sunt ilegale și polițiștii cu atribuții rutiere nu au decât să constate că au încălcat normele legale și să aplice sancțiunea contravențională. Își asumă riscul dacă opresc neregulamentar, să fie sancționați. Nu trebuie să se supere, trebuie să înțeleagă. Așa cum spunea și dumneavoastră, dacă toți părinții, toți bunicii sau toți aparținătorii ar opri vehiculele în zona unităților școlare, vă dați seama că traficul pe DN285 ar fi blocat, nu s-ar mai desfășura traficul înspre București sau înspre Moldova. În zona liceelor, de asemenea, străzile ar fi blocate, iar totul ar fi blocat o jumătate de oră ca anumiți părinți, bunici, aparținători să-și ducă copiii la școli.
Ne confruntăm cu opririle neregulamentare, chiar dacă nu vorbim de unități de învățământ din Râmnicu Sărat, dar așa cum ați subliniat mai devreme, nu poate fi un echipaj al poliției municipale sau un echipaj al poliției locale în fiecare intersecție sau la fiecare colț de stradă din municipiul Râmnicu Sărat. Da, să știți că chiar ieri am discutat cu colegii care au fost planificați în serviciu schimbul 1 și schimbul 2 și am transmis și colegului care a lucrat schimbul 3 faptul că trebuie să acționeze cu mai mare aplecare, cu mai mare atenție pentru prevenirea sau pentru descurajarea opririlor neregulamentare în zona centrală. În această activitate trebuie să lucrăm, să cooperăm, să conlucrăm atât cu colegii de la ordine publică, cât și cu colegii de la poliția locală, că au și atribuții pe această linie și ne dorim ca tocmai zona centrală, că or să vină și sărbătorile de iarnă, să se poată desfășura traficul în condiții de legalitate, iar fluența traficului rutier în zona centrală să fie mai mult decât corespunzătoare. Ne dorim ca toți participanții la trafic să înțeleagă că există parcări amenajate, unde au posibilitatea și obligația să oprească în condiții de legalitate, iar acolo unde nu există parcare liberă, au posibilitatea să meargă la 100 de metri, 200 de metri, 300 de metri mai în stânga, mai în dreapta, mai în față, mai în spate și să oprească în condiții de legalitate, pentru că municipiul Râmnicu Sărat nu este un oraș cu o suprafață foarte mare și trebuie să lăsăm comoditatea la o parte, trebuie în primul rând să fim noi buni cetățeni, nu să ne gândim că o să vină un polițist cu atribuții pe linie rutieră să constate și să-l sancționeze. Aceasta a fost rugămintea, dispoziția pe care am adresat-o colegilor mei de la biroul rutier, iar împreună cu celălalt ofițer din cadrul biroului rutier am stabilit că vom verifica ca polițiștii rutieri să întreprindă demersurile legale astfel încât în zona centrală și nu numai, pe întreaga suprafață a municipiului Râmnicu Sărat, pe toate străzile din municipiul Râmnicu Sărat, fluența traficului rutier să fie corespunzătoare, să nu fie diminuată de opririle neregulamentare. Ajung alte sesizări din partea cetățenilor la dumneavoastră sau alte propuneri? Vă întrebam și înainte de a începe filmarea dacă au mai fost propuneri de noi măsuri pe sistematizare rutieră, măsuri administrativ-rutiere. Să știți că cetățenii vin cu tot felul de probleme. Principala problemă a oamenilor o reprezintă neperfectarea documentelor de vânzare-cumpărare la momentul când înstrăinează un vehicul și după o anumită perioadă de timp se trezesc acasă, în primul rând că primesc sancțiuni contravenționale de la punctele unde sunt instalate camere pentru neachitarea rovinetei sau nu achită cel căruia i-a înstrăinat vehiculul, nu a achitat taxele și impozitele și se trezesc după anumită perioadă de timp că au de achitat la primării sume destul de consistente. Cu privire la propuneri sau probleme pe linie de sistematizare, nu am avut din partea cetățenilor multe probleme în această privință. Dar cu ocazia tuturor activităților zilnice pe care le desfășurăm, acolo unde constatăm că se impun anumite schimbări, anumite modificări sau înlocuirea anumitor marcaje, semne rutiere, înaintăm adrese către Primăria Râmnicu Sărat, către ADP, tocmai pentru remedierea deficiențelor. Discutam zilele trecute cu reprezentanții administrației domeniului public din Râmnicu Sărat despre anumite indicatoare distruse sau care dispar pur și simplu din municipiul Râmnicu Sărat. Clar, probabil noi cei de aici știm unde se află indicatorul cu stop, care sunt indicatoarele importante, dar sunt cetățeni din afară, vin în vizită. Aceste lucruri pot provoca adevărate tragedii. Clar, ne dorim ca pe raza întregului municipiu să nu fie intersecții care să nu aibă indicatoare rutiere. Toate aceste intersecții trebuie să fie indicatoare de cedează trecerea sau de stop, astfel încât circulația să se realizeze prin indicatoare rutiere, iar acolo unde nu sunt indicatoare rutiere, în zonele blocurilor, trebuie să se respecte regulile codului rutier. Prioritate de drept.
Da, și chiar dacă știu aceste lucruri sau le-am învățat atunci când au trecut prin acea numită școală de șoferi, mulți nu le aplică. Da, dar așa cum am tot spus pe parcursul emisiunii, cei care nu le aplică se prezumă că le cunosc, le-au învățat atunci când au studiat pentru obținerea permisului de conducere, își asumă riscul de a produce un eveniment rutier cu pagube materiale sau de a fi implicați în accidente cu vătămări corporale. Iar atunci când nu respecti o regulă rutieră sau nu respecti semnificația unui indicator, te faci vinovat de producerea acelui accident, că este cu pagube materiale sau mai grav cu victime omenești. Iar apoi, prin faptul, adică avem experiența zilnică în care conducătorii auto implicați în evenimente rutiere, atunci după producerea evenimentului rutier, când vin să se intereseze de dosar, îi vedem că le pare rău, că da, sunt sigur că au cunoscut, nu au fost atenți sau pur și simplu au nesocotit o prevedere legală. Da, neatenția, nepăsarea. Ne costă și de multe ori ne poate costa viața, pentru că un pas este până la o tragedie. Vreau să ne faceți câteva recomandări pentru sezonul rece. Anvelope de iarnă, recomandări atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Dacă da, pentru șoferi, în primul rând, codul rutier prevede obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă. Nerespectarea acestei prevederi, iarăși codul rutier prevede o sancțiune contravențională destul de mare, de la 9 la 20 de puncte amendă. Asta înseamnă 652,5 lei amendă ce trebuie să o achite în 15 zile și totodată codul rutier statuiază că polițistul rutier trebuie să rețină și certificatul de înmatriculare al vehiculului ce nu este echipat cu pneuri de iarnă și se eliberează o dovadă fără valabilitate. Tocmai prin acest lucru adresez recomandarea participanților la trafic să-și echipeze din timp vehiculele cu anvelope de iarnă, ca atunci când partea carosabilă este acoperită cu gheață, zăpadă, polei, să nu aibă nenorocul, neșansa să se întâlnească cu un echipaj de poliție rutieră și atunci nu singurul lucru care poate să facă polițistul rutier este să-i aplice o sancțiune contravențională, îi reține certificatul de matriculare, îi se eliberează o dovadă fără valabilitate, iar persoana în cauză nu are decât să îi pară rău. Pentru că nu este reglementată odată. Suntem la 1 noiembrie și astăzi trebuie să merg la service să-mi echipez autoturism. Codul rutier statuiază că această obligație se referă la momentul când partea carosabilă este acoperită cu gheață, zăpadă, polei. Dar așa cum sunt prezentate detaliile tehnice ale pneurilor de iarnă, este mai mult decât necesar să ne dotăm vehiculele cu pneuri de iarnă, pentru că acestea au alte calități și la odată cu răcirea vremii au alte proprietăți care asigură oprirea vehiculului în condiții de siguranță la realizarea atunci când dorim să oprim vehiculul. Pentru pietoni, dacă va cădea un volum mare de precipitații, să spunem să folosească trotuarul, dar trebuie să facem apel și la autorități și la ceilalți pentru a degaja. Pentru pietoni, în primul rând, nu numai atunci când cad precipitații, dar pe toată perioada anului trebuie să se deplaseze pe trotuarele amenajate. Mă scuzați, și aici o mare problemă. Nu se întâmplă. Pe trotuarele care sunt amenajate, unde străzile nu sunt prevăzute cu trotuare, se deplasează pe partea carosabilă în sensul invers deplasării vehiculelor. Dar acolo unde străzile sunt prevăzute cu trotuare, trebuie să se deplaseze pe trotuare, iar traversarea străzilor trebuie să o realizeze, așa cum spuneam anterior, după ce s-au asigurat și în condiții de legalitate. Acolo unde nu sunt treceri pentru pietoni, să se realizeze la colțul intersecțiilor după ce s-au asigurat, iar acolo unde sunt treceri pentru pietoni, de asemenea, după ce s-au asigurat, pe marcajul pietonal.
Situația din interiorul cartierelor râmnicene clar vă este cunoscută. Avem un volum foarte mare de autoturisme, a crescut numărul acestora de la an la an. Parcările de domiciliu sunt în multe zone folosite la capacitate maximă. Vorbim și acolo de opriri, parcări, neregulamentare, da, conflicte. Acolo, de asemenea, în cazul în care avem sesizări din partea cetățenilor, tot ce înseamnă stradă, ce face parte din domeniul public, se supun acelorași norme rutiere. Trebuie să parcheze în condiții de legalitate, să se asigure deplasarea pietonilor pe trotuare, nu au voie să oprească în intersecții. Tocmai de aceea este foarte important ca cetățenii să aibă relații de bună vecinătate cu toți cei care locuiesc pe lângă el. Dar în afară de acest lucru să se asigure că respectă prevederile legale. Trebuie să parcheze în condiții normale și de legalitate. Și tot vorbim de legalitate. Până la urma urmei să fim oameni, să ne implicăm social, civic și dând dovadă de aceste lucruri. Prin exemplu propriu al corectitudinii, sunt sigur că atât prin insuflarea sau prin propriu exemplu putem merge mai departe. Dacă noi oprim, parcăm neregulamentar, dacă noi nu purtăm centura, copiii sau ceilalți aparținători care merg în habitaclurile vehiculor noastre, dacă pe noi ne văd că ne respectăm prevederile legale, și ei o să înceapă să creadă că aceasta este normalitatea. Apoi ne stăm și ne întrebăm că nu e aceasta normalitatea și că ar trebui să facem mai multe. Tocmai de aceea, prin exemplu propriu personal, putem să ajutăm la bunul mers al tuturor lucrurilor. Și pentru că suntem și la finalul ediției, domnule comisar, vă rog încă o dată să le reamintim telespectatorilor ce spuneați mai devreme, mai multă vehemență din partea agenților rutieri, vor fi măsuri ceva mai aspre în zona centrală a municipiului Râmnicu-Sărat, tocmai pentru a-i ajuta, pentru fluidizarea traficului. Nu, în zona centrală polițiștii rutieri vor acționa astfel încât să se asigure o fluență corespunzătoare a traficului rutier și pentru prevenirea și pentru descurajarea celor care opresc neregulamentar, astfel încât odată cu această campanie în zona centrală a municipiului Râmnicu-Sărat să putem spune că cei care ne socotesc prevederile legale privind opririle neregulamentare vor fi sancționați și prin prezența activă a polițiștilor care vor patrula în aceste zone vom descuraja opririle neregulamentare. Rolul și scopul nostru nu este să aplicăm, să sancționăm oamenii, dar ne dorim ca prin prezența activă în aceste zone să asigurăm un climat de siguranță rutieră și un climat de confort al celorlalți participanți la trafic, că normele rutiere și celelalte norme de conviețuire socială sunt respectate de către toți cetățenii. Vă mulțumim pentru precizări și pentru prezență. Noi așteptăm pe domnul comisar Alin Oprea și în alte ediții la Presa Liberă Trecere pentru a veni cu recomandări foarte importante pe linie rutieră. Îi mulțumim, bună seara și vă dorim un trafic în siguranță. Numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.